noi înainte ca Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne binecuvânteze cuvântul Lui. Și apoi toți care ne vom asculta cuvântul Lui Dumnezeu, facă Domnul Dumnezeu să pătrundă cuvântul Lui sufletul noastră. Pentru că dimineața și asta, într-o dimineață ca și aceasta, oamenii s-au putut închina Lui Iisus Hristos pentru că a avut naștere. Tot așa trebuie să ne închinăm și noi Lui în dimineața aceasta, pentru că El este aici în mijlocul nostru, slăviți și binecuvântați să fie Lui. Dar mai întâi am dorit să ascultăm cuvântul Lui Dumnezeu și să luăm ca atare cum s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut înaintea dată pe când era regător în Siria cu Aelius. Toți se duceau să se înscrie în fiecare cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea. În cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, rogomnica lui, care era însărcinată pe când era ei.